Dragostea pentru preparatele ciobănești și dorința ca rețetele și gustul de altădată să nu dispară i-au adus unei femei din Gorj un titlu de tezaur uman viu. După o viață trăită la stână și multe încercări de a promova viața simplă din creierii munților, transumanța și întoarcerea la tradiții, Maria Băbu a primit astfel cel mai frumos cadou de ziua ei. Conform Observator News, de o jumătate de veac, Băcița prepară tocană de oaie așa cum a învățat de la bunica și străbunica ei, în ceaune mari pe pirostrii, alături de o mămăliguță fierbinte. De când a lăsat Dumnezeu oaia, cred că a lăsat și această mâncare tradițională ciobănească. Nu se pune niciun condiment alimentar, doar oaia în seul ei și o mână de sare spre sfârșit, a declarat Mărioara Băbu. Băcița Mărioara a crescut la stână și de când era copilă a învățat rețete tradiționale care acum sunt pe cale să fie uitate. Balmoșul este încă o mâncare ce merită încercat odată ce ai ajuns la stâna Mariei Băbu din Muntele Ștefanu, pe Transalpina. Este o rețetă tradițională și foarte veche, de la bunica mea din Poiana Sibiului. Soacra mea făcea aici, în Muntele Ștefanu, acum 50 de ani, cel mai bun balmoș și am învățat și acum și îl pregătesc și eu. Se pune smântână, unt, făină și în așa fel încât să fie mai subțire ca mămăliga, dar secretul este să fie fiert bine, a declarat Mărioara Băbu. Băcița Mărioara a crescut la stână și de când era copil a învățat rețete tradiționale care acum sunt pe cale să fie uitate. Dragostea pentru gastronomia ciobănească și încăpățânarea de a duce tradițiile mai departe i-au adus titlul de tezaur uman viu, un titlu onorific acordat de Ministerul Culturii. Mărioara a știut să conserve tehnicile vechi de preparare a produselor, a declarat Gabriela Nedelcu Păsărin, Ministerul Culturii. Tot pentru a promova produsele tradiționale, ciomănița a reușit să ateste 17 preparate de produse montate, printre acestea laptele covăsit, jintița sau tăiței de casă. Și nu doar tradițiile gastronomice vrea să le transfere tinerelor generații, ci și dansul și portul popular, relatează Observator News.